Super dieta verii cu castraveți. Slăbești rapid 7 kg în 7 zile. Iată alimentele la care trebuie să renunți total. Dieta cu castraveți constă în principal în consumul de castraveți, așa cum este și numele, împreună cu câteva alimente bogate în proteine, cum ar fi ouă, pui, pește și nuci. Se recomandă astfel înlocuirea alimentelor cu castraveți, ceea ce înseamnă că ar trebui evitate și alte legume și fructe, chiar dacă sunt slabe calorii. Și pentru că nu este deloc variată, nu este indicat să urmați mai mult de 14 zile. Dacă te hotărăști să urmezi această dietă, trebuie să știi că sunt câteva alimente pe care le poți consuma fără probleme, dar sunt și câteva alimente interzise. Printre alimentele permise în dieta cu castraveți se numără proteine, pui, carne slabă de vită, pește, ouă, iaurt grecesc, brânză de vaci și chedar, carbohidrați, orez brun, cartofi și pâine integrală și grăsimi, uleiul de măsline. Reguli generale în dieta cu castraveți. Mănâncă castraveți la fiecare masă și gustare. Pregătește mese cu castraveți, cum ar fi shake-uri de castraveți și salată de castraveți. Include proteine slabe la micul dejun, prânz și cină, cum ar fi ouă fierte, iaurtul grecesc, brânza de vaci, ton sau pui. Utilizează cantități mici de grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline sau semințele de in. Dacă este necesar, adaugă porții mici de carbohidrați, cum ar fi orezul brun, cartofii sau fructele. Poți să consumi și alte legume cu conținut scăzut de calorii, cum ar fi roșiile, spanacul și țelina. Relatează realitatea.net.